Nea Vasile, Nea Vasile, ce-i cu neaua asta? L-ați văzut pe Nea Vasile? Oare faci un om de nea? Copilul. De ce mai striga? Ce faci, Nea Vasile? Ia ca da o leacă de nea. Nea Vasile, dă de nea. Ne-a zis bunica că vei strânge nea, bre Nea Vasile. Și ce-i de râs să țâcă? Atâta de nea. Ia să mă duc eu la bunica. S-o întreb ce-i cu toată neaua asta. Hai! Bunico! Bunico! Dragul bunici, care-i problema ta? Bunico, am fost la Nea Vasile și a spus că-ți strânge neaua. Ce-i cu toată neaua asta? Dragul bunici, dragul meu, când spunem nea, se aude la fel. Când vom scrie nea la școală, vom scrie, dragule, diferit. Nea înseamnă omăt, zăpadă. Nea e zici Nea Vasile, adică o prescurtare de la nenea. Nea Vasile, Nea Ghiță, Nea Ion. Dar atunci când vom scrie Nea Ion, Nea Vasile, Nea omăt, zăpadă, se scriu într-un singur cuvințel. În momentul în care nu ține locul de omăt, de zăpadă, de nenea, atunci se scrie cu cratemă, adică cu liniuță. Nea zis, nea spus, ne, n este o parte de vorbire, n, adică nouă, noi, și a zis, a spus, este o acțiune. Nea zis, nea făcut, nea iubit, nea îmbrățișat. Ai înțeles, dragul bunici? Am înțeles. Mulțumesc, bunico. La revedere, copii. Să fiți înțelepți. Să faceți oameni de nea. Să-l salutați pe Nea Vasile. Și să ne auzim cu bine. La revedere.